Pentru că educația reprezintă o țintă importantă pentru foarte mulți tineri din România, cei mai bine pregătiți aleg de multe ori să urmeze cursuri liceale sau post-liceale în alte țări. Ceea ce dorește ea să studieze arta nu este foarte bine promovată în România. Ce m-a impresionat pe mine a fost ideea că dacă copilul este fericit, atunci va excela în tot ceea ce face. Vreau să aleg un colegiu din afară pentru că mi se pare că viitorul este mult mai bun și că suntem apreciați mult mai bine în afară, mai ales pe ce vreau eu să merg pe artă, web design. Vorbitorii de engleză, franceză sau olandeză au conspectat ofertele școlilor de tipul college, boarding sau tradițional britanic. În funcție de diploma de bacalaureat pe care copiii o aleg ca să finalizeze studiul, de exemplu dacă merg pe varianta A-levels, diploma tradițional britanică, copiii se specializează. În ultimii 2 ani ei studiază 4 materii și le aleg în funcție de specializarea pe care și-o doresc la facultate, astfel încât în momentul în care intră la universitate, ei deja să aibă acel nivel ridicat pe care universitățile îl așteaptă. Taxele de școlarizare sunt costisitoare, dar liceenii pot aplica pentru bursă de studiu. În funcție de categoria de vârstă, în funcție de programul pentru care optează și în funcție de tipul de școală, pentru că fiecare școală are un anumit buget, putem aplica pentru bursă de studiu. Acum, cea mai dorită variantă este atunci când școala oferă o bursă de 100% din taxa de școlarizare, urmând ca familia să acopere doar taxele pentru cazare masă. Pentru a se familiariza peste hotare, elevii de școală generală pot merge în tabere internaționale. Mergem în Londra și în alte și în alt oraș aproape de Londra. Și de ce vrei tu o tabără internațională? Pentru că acolo se vorbește altă limbă și mi-ar plăcea foarte mult să învăț și alte chestii decât unde sunt aici, în Constanța. Pentru o tabără de limbi străine, părinții ar putea achita între 1200 și 1400 de lire sterline, iar taxele pentru studii variază între 13.000 și 35.000 de lire.